Proclamarea Republicii Democratice Moldovenești, 2 decembrie 1917. Pe 2 decembrie 1917, ținând cont de trecutul istoric al Basarabiei, Sfatul Țării proclamă Republica Democratică Moldovenească. Ca formă de organizare politică s-a optat pentru Republică Parlamentară cu un regim democratic de tip occidental. La baza constituirii și denumirii noului stat a fost pus criteriul național, iar Republica a fost botezată Moldovenească pentru a accentua caracterul românesc al provinciei și faptul că, din punct de vedere istoric, spațiul dintre Prut-Sinistru a fost parte integrantă a vechii Moldove, de la care, în 1812, a fost rupt și anexat de Rusia țaristă. Denumirea Republicii a trezit însă discuții aprinse. De exemplu, unii deputați minoritari insistau ca noua Republică să fie numită Basarabeană. Totuși, bunul simț a prevalat, iar un exemplu este atitudinea reprezentantului minorității armene în Sfatul Țării, deputatul Petre Melikov. Acesta susținea ideea ca Republica să se numească Moldovenească. Citez: deoarece aceasta este vrerea moldovenilor ca reprezentanți ai populației băștinașe din Ținut. Am încheiat citatul. Prin organizarea propriei vieți politice și administrative, Basarabia urmărea să contracareze pretențiile teritoriale ale Ucrainei asupra teritoriului dintre Prut-Sinistru și să se desprindă de Rusia țaristă, aflată în disoluție. Declarația lansată cu ocazia proclamării Republicii Democratice Moldovenești stabilea direcțiile strategice ale politicii interne și externe ale tânărului stat. Ca prioritate în domeniul politicii interne se stabilea alegerea pe baza votului universal, egal, direct și secret, după sistemul proporțional, a unei adunări populare și a organelor de administrare locală. Iar până la convocarea Constituantei Basarabene, forul suprem legislativ de la Chișinău era Sfatul Țării. Puterea executivă în noua republică era reprezentată de Consiliul Directorilor Generali, format din 10 directorate sau ministere, cum le spunem noi astăzi. În politica internă, Republica Democratică Moldovenească își mai propunea să anuleze pedeapsa cu moartea, să consolideze drepturile și libertățile cetățenilor. Iar aici se are în vedere libertatea cuvântului, a presei, a confesiunilor, a întrunirilor și a grevelor. Să asigure drepturile minorităților etnice, să naționalizeze învățământul și să organizeze forțele armate naționale. Sfatul Țării și guvernul își propuneau să lichideze anarhia și dezastrul economic, țăranii să primească pământ în mod egal și gratuit, iar pentru a evita foametea, cele două instituții intenționau să pregătească măsuri imediate pentru prelucrarea și însămânțarea tuturor câmpurilor libere din Basarabia. Proclamarea Republicii Democratice Moldovenești a fost anunțată public abia la 6 decembrie 1917, în ziua Sfântului Nicolae. Iar cu această ocazie a avut loc o mare serbare națională. La eveniment au participat și un escadron din armata poloneză și o unitate a armatei ucrainene, care au defilat împreună cu ostașii basarabeni. Ulterior, în ședința din noaptea de 7 spre 8 decembrie 1917, Sfatul Țării a votat primul guvern al Republicii Democratice Moldovenești, Consiliul Directorilor Generali. Primul șef al guvernului a fost ales Pantelimon Erhan, care exercita și funcția de director general la agricultură. Structura guvernului a respectat principiul reprezentării etnice proporționale. Mai exact, 7 miniștri erau români moldoveni, 2 ucraineni și un ministru era evreu, care răspundea apropo de industrie și comerț. Paralel, ostașii moldoveni au jurat credință noii Republici Democratice Moldovenești, iar fiecare unitate militară a primit câte un drapel tricolor. Astfel, printr-un complex de măsuri întreprinse de Sfatul Țării și de guvern, treptat avea loc transferul de suveranitate de la organele de putere ce reprezentau Rusia în Basarabia către organele de putere ce exprimau suveranitatea Republicii Democratice Moldovenești. Simbolurile utilizate de Republica Democratică Moldovenească au avut la bază trecutul său istoric, deși oficial ele nu au fost aprobate. Pe parcursul existenței sale, Republica Democratică Moldovenească a utilizat stema medievală a țării Moldovei, capul de bouă, având steaua cu 5 colțuri între coarne, soarele în partea dreaptă și luna în partea stângă. În afară de asta, noua republică a adoptat și simbolurile Revoluției Române de la 1848-1849. În calitate de imn, cântecul patriotic Deșteaptă-te române și tricolorul românesc, albastru, galben, roșu.
Stema Moldovei istorice a fost aplicată și pe sigiliul Sfatului Țării. Steagul național era prezent la toate evenimentele naționale, congrese, mitinguri sau adunări, iar înălțătoarea melodie revoluționară Deșteaptă-te România a devenit cea mai populară în mediul românilor basarabeni, fiind interpretată peste tot. Proclamarea Republicii Democratice Moldovenești la 2 decembrie 1917 a fost un eveniment important în lupta de emancipare națională a românilor moldoveni, care a reprezentat un prim pas în direcția desprinderii Basarabiei de Rusia imperială. Proclamarea Independenței Republicii Democratice Moldovenești, 24 ianuarie 1918. După intrarea armatei române în Basarabia, la solicitarea Sfatului Țării și cu acordul aliaților, între Prut-Sinistru se conturează trei curente de opinie în privința viitorului Basarabiei. Unii considerau că această provincie trebuie să-și păstreze independența politică și economică. A doua tabără, din care făceau parte preponderent funcționarii ruși, se pronunța pentru rămânerea Basarabiei în cadrul Rusiei Federative. Iar al treilea curent, care reprezenta o bună parte a populației basarabene, vedea viitorul regiunii dintre Prut-Sinistru în cadrul statului român. Pentru prima oară, proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești a fost discutată în mod deschis și oficial în cadrul ședinței Sfatului Țării din 22 ianuarie 1918. În acea zi, Pantelimon Erhan, care era atunci ministru al instrucțiunii, a prezentat un raport în care menționa că, din toate popoarele care locuiesc în Rusia, poporul ucrainean merge înaintea tuturor pe calea organizării de stat. Odată ce Ucraina este independentă, Republica Moldovenească nu poate rămâne neindependentă, fiindcă dacă va fi neindependentă, va fi anexată de cineva. Examinând situația, am ajuns la concluzia că în această direcție trebuie întreprinse acțiuni ferme ca Republica noastră să devină independentă. Am încheiat citatul. Pantelimon Erhan mai sublinia că proclamarea independenței Republicii Moldovenești a fost tratată cu puterile aliate și părerea lor este similară cu cea a guvernului. În aceeași ședință este decisă formarea unei comisii care urma să elaboreze textul declarației de independență. Documentul trebuia să fie pregătit până pe 24 ianuarie, iar aici, atenție, această dată nu a fost aleasă întâmplător, deoarece, vă reamintesc, pe 24 ianuarie 1859 a avut loc unirea Principatelor Moldovei și Munteniei, un act istoric remarcabil care a reprezentat primul pas pe calea înfăptuirii statului național unitar român. Declarația de independență a fost votată în unanimitate și fără dezbateri în ședința de noaptea de 23 spre 24 ianuarie. Documentul sublinia că decizia Sfatului Țării era determinată de faptul că Republica Democratică a Ucrainei, vecina noastră de peste Nistru, s-a proclamat neatârnată și noi ne-am văzut despărțiți de Rusia și de republicile celelalte în vechile ei hotare. În astfel de împrejurări și noi suntem nevoiți să ne proclamăm, în unire cu voința norodului, Republica Democratică Moldovenească slobodă, de sine stătătoare și neatârnată. Declarația lăsa deschisă calea pentru îndeplinirea aspirațiilor la unitate națională a românilor basarabeni, iar Republica Moldovenească își rezerva dreptul ca singură și neselită de nimeni să-și hotărască soarta în viitor. Președinte al Republicii Democratice Moldovenești Independente a fost ales Ion Inculeț, tot el președinte al Sfatului Țării, iar tricolorul a fost aprobat ca drapel de stat. Percepută în mod diferit atât de fracțiunile parlamentare cât și de forțele politice din afara Parlamentului Basarabean, în acel moment independența Republicii Democratice Moldovenești i-a unit pe toți, și pe cei care se temeau de anexare la Rusia sau Ucraina, și pe cei care se temeau de o eventuală unire cu România, dar perspectiva post-independență o vedea fiecare în mod diferit. Pentru românii basarabeni, independența și asumarea suveranității erau doar o etapă intermediară spre unire, în timp ce, pentru o altă parte a societății, în special pentru unii minoritari, independența constituia o perspectivă orientată împotriva unirii cu România, menținându-le speranța unei noi anexări la Rusia. Dar adevărul istoric și dreptatea au triumfat totuși la 27 martie 1918, atunci când Basarabia s-a unit cu România.